Domnul Gheorghiță a declarat că a discutat cu copiii și copiii donează vaccinurile pentru alții care sunt, mă rog, mai în pericol și mulțumesc, să se vaccineze, mele Cristina, să se vaccineze alți copii. Ni s-a alăturat, mă iertați, doamna Grapini, da, ni s-a alăturat și doamna doctor Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitală. Bună seara, mulțumesc, doamna doctor, pentru intervenție. Bună seara. Vă rog, dați-i voie, doamne Grapini, să-și continue ideea, da, și mă întorc la dumneavoastră. Eu mă bucur că este și doamna doctor. Deci, încă o dată, nu există studii, și asta vă spun din dezbaterile pe care le-am avut la Comisia Libertăți Civile și Justiție. Nu există studii acum suficiente, așa cum n-a existat când a debutat vaccinarea pentru adulți, acum nu avem suficiente studii pentru copii. Domnul ministru Rafila a subliniat la niște conferințe de presă, la întrebările puse de jurnaliști, că nu, vaccinarea nu este obligatorie. Eu întreb, vaccinurile pentru copii au fost comandate pentru că eu vin din mediul de afaceri, eu comandam ceva când știam că pot să produc și să vând. Vaccinurile acestea pentru copii au fost comandate în urma unui studiu știind că da, avem acum 1000 de copii care trebuie să se vaccineze. Sau iarăși am luat doze să și fie, ne ducem pe aceea și facem presiuni directe și indirecte. Și pentru că este doamna doctor aici, am să mai reamintesc încă o dată aliniatul 36 din regulamentul european, care spune statele, citez, statele membre să nu folosească acest regulament pentru a obliga cetățenii direct sau indirect să se vaccineze. Ori noi exact asta facem. Dăm premii, dăm tombolă, dăm mici, dăm tichete. Mie de ce nu mi-a dat? Speriem lumea că dacă nu-și fac... Las la o parte casa, dar este discriminare. Pentru că cei care s-au vaccinat înainte n-au primit acele tichete, cei care de când au introdus tichetele. Deci, pe de o parte, discriminează în interiorul țării, pe de altă parte, induce, direct sau indirect, obligativitatea vaccinării, ceea ce înseamnă încălcare de regulament.